Președintele este ales de populație, da? Cu încărcătura necesară de vot și de încredere. Lui se cere socoteală, inclusiv de situația economică, politică, socială și mai departe a țării. Decizia este la premier. Ori din acest impas noi nu putem ieși decât schimbând Constituția în sensul să croim o Românie corectă, o republică parlamentară sau prezidențială. Populația va decide cum și a reforma toate instituțiile statului în sensul ca și principala atribuție care trebuie schimbată este ca cel care are răspunderea să aibă și decizia. Nu poate să avem răspunderea la unul și decizia la altul. Pentru că altfel asistăm, cum asistăm și astăzi, la o situație aproape hilară. O anumită majoritate din Parlament hotărăsc cine să fie premier și să ducă la președinte ca la un notar public. Să le legalizeze hotărârea. Sigur, făcând o glumă, nu știu dacă e chiar potrivită, dar eu cred că nu trebuia să meargă la Traian Băsescu. Trebuia să meargă la Ioana Băsescu, care e notar.